Iar Carmen Dan sare în apărarea lui Dragnea în scandalul dezvăluirilor Rise Project. Ministrul de Interne spune că documentul privind legăturile dintre președintele PSD Liviu Dragnea cu firma Teldrum nu a fost înregistrat nici la IPJ Teleorman, al cărui antet îl poartă, și nu a fost emis nici de DGIPI. Acel document emană de la o instituție, de fapt. Este trecut pe document antetul unei instituții. Vorbim de Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman. Ministrul de Interne susține că documentele publicate de cei de la Rise Project nu ar aparține fostului 2 și un sfert. Jurnaliștii susțineau că Teldrum a fost preluată fraudulos de Liviu Dragnea de la stat. Apoi, timp de peste un deceniu, acesta și-a atribuit majoritatea contractelor publicate, publice de asfaltare și de zăpezire, prin intermediul unor licitații trucate, iar unele dintre lucrări ar fi fost fictive. Am făcut verificări serioase în registrele de evidență ale Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman și acest document nu se regăsește înregistrat instituțional așa cum ar fi fost normal. Mai mult decât atât, am făcut verificări la nivelul Direcției Generale de Protecție Internă. Nu s-a regăsit nici în evidențele acestei structuri. Carmen Dan contestă documentul celor de la Rise Project. Un document preconceput, prefăcut, în alte scopuri. Nu acelea procedurale, instituționale, de a urma o cale normală, firească, legală, instituțională de sesizare a unor instituții sau autorități competente. Mai mult, ministrul acuză că actele respective nu aveau inițial antetul niciunei instituții. Am informații. Și nu le-aș spune dacă nu aș considera că sunt informații certe, că acest document inițial nu a avut niciun antet. DNA a anunțat că a deschis o anchetă în urma dezvăluirilor celor de la Rise. Procurorii anchetează atât presupusa notă a DGIPI, dar și afacerile din Brazilia, care i-ar aparține lui Dragnea.